Vă salut! Astăzi vom continua subiectul nostru al spiritualității ca parte a sănătății holistice. Scopul acestei prezentări este pentru a ne defini și a ne dezvolta spiritualitatea personală, Fiindcă avem nevoie de o spiritualitate bine definită și corect înțeleasă pentru a putea avea parte de beneficiile sănătății holistice ca întreg. După cum am promis data trecută, astăzi voi prezenta și o experiență în acest context al spiritualității pe care am avut-o cu câteva luni în urmă, în care aproximativ o săptămână am petrecut-o cu un tânăr ateu. De la acea întâlnire am avut mari speranțe să am niște discuții constructive, să dezbatem niște subiecte și astăzi vă voi da Câteva detalii despre cum au decurs acele zile. Mai întâi, aș vrea să definesc tipurile de persoane atee. După părerea mea, sunt trei tipuri de astfel de persoane. Primul tip ar fi ateii care nu cred în Dumnezeu, fiindcă nu au avut suficiente informații despre creaționism, despre religie, care să-i ajute să își formeze o viziune corectă pe acest subiect al provenienței omului și a întregului univers. În această primă categorie de persoane ateiste mă pot considera și eu în primii 16 ani. V-am povestit data trecută copilăria mea și faptul că nu am avut nicio cunoștință din domeniul religios astfel situându-mă în această poziție de ateu care nu a avut cunoștințele necesare. În momentul în care am început să descopăr aceste informații care îmi deschideau orizontul, am renunțat la ateism încetul cu încetul și am trecut la o viață de om credincios și creștin. A doua categorie de persoane ateiste aș descrie-o în felul următor, și anume acele persoane care, indiferent de argumentele pe care le descoperă sau la care ar avea acces, ei aleg în mod deliberat să creadă această filozofie sau ideologie ateistă, și să nu creadă nimic din ce spune uh, Biblia sau uh, ce consideră creștinismul și religia, fiindcă este pur și simplu o alegere. De ce uh, se face această alegere? În general, uh, dintr-un uh, motiv al uh, responsabilității. Omul preferă să nu aibă să dea socoteală pentru viața lui și pentru tot ce face, ce alegeri face, nu vrea să dea socoteală nimănui. Este ceva confortabil să știi că tu nu răspunzi în fața nimănui și atunci îți trăiești viața cum vrei tu, faci ce vrei tu și îți liniștești conștiința că nu există niciun Dumnezeu, nu va trebui niciodată să răspunzi de ce ai făcut. Și este practic o alegere deliberată. Ei, astfel de persoane, chiar dacă ajung să cunoască, să descopere anumite dovezi clare că există Dumnezeu care a creat lumea și față de care trebuie să răspundă de viața lor, ei aleg în continuare această idee, fiindcă este, o, este ca, o, ca un drog care le liniștește un pic conștiința. Stai liniștit, nu există Dumnezeu, nu există o putere supranaturală față de care tu trebuie să dai socoteală. Deci stai liniștit. Deci aceasta ar fi a doua categorie. Și a treia categorie de persoane ateiste ar fi persoanele care chiar au crezut poate o anumită perioadă a vieții lor sau au fost așa între credință și necredință, dar au suferit anumite tragedii în viață, decese în familie, boli grave, divorț, dezamăgiri, etc. Deci pierderi mari, traume practic, traume în viață, și aceste traume le-au creat o stare de nemulțumire, de supărare, de dezamăgire față de Dumnezeu, și ei au ales atunci să nu creadă, să e ca o formă de rebeliune. Fiindcă mi s-au întâmplat toate aceste lucruri, nu vreau să mai aud de Dumnezeu, nu vreau să știu nimic de religie și atunci ei se canalizează pe această direcție ateistă, chiar dacă poate au un sâmbure de credință, au ceva acolo, dar ei renunță la orice urmă de credință, fiindcă sunt dezamăgiți de experiențele prin care au trecut. În această categorie se încadrează și Charles Darwin, care a avut mai multe traume în copilărie, a avut un tată foarte sever care s-a purtat urât cu el și l-a tratat destul de dur. Mama lui a murit pe când Charles avea 8 ani și mai târziu din copiii pe care i a avut trei au decedat. În mod special l-a afectat moartea fetiței lui de 10 ani. Iar mai târziu, până la moarte practic, Darwin a avut mari probleme de sănătate și lucrurile acestea iarăși l-au măcinat. Deci toate acestea legate în șir, una după alta, au fost un substrat pentru alegerea lui Darwin în direcția aceasta agnostică și ateistă și pe acest fundament el a dezvoltat teoria lui originea speciilor și evoluția. Este un exemplu, dar în mod sigur sunt sute de alte persoane care pe același fond al traumelor, al uh, dezamăgerilor, au ales această direcție a ateismului. Dar vom atinge un pic acest subiect spre final care ar fi o alegere bună când trecem prin situații dramatice. Ok, din aceste trei categorii, unde S-ar încădra băiatul tânărul cu care am avut ocazia să petrec această săptămână. Am descoperit pe parcurs, fiindcă speranțele mele erau că este un băiat, așa cum mă gândeam și eu, unul care nu a avut ocazia să cunoască niște lucruri și va fi deschis să dezbatem, să dialogăm, să scoatem lucrurile la ideală, să cântărim niște argumente pro și contra ceea ce nu s-a întâmplat. Deci, practic, timp de o săptămână ai destule ocazii, momente de meditație, de liniște, de discuții în care să deschizi anumite subiecte, să le dezbați și aproape de fiecare dată, dacă nu chiar exclusiv, discuțiile pe subiectul evoluției vis-a-vis creației le-am deschis eu. Nu mi-aduc aminte el să fi arătat acest interes de a discuta, de a dezbate ceva. Asta a fost primul lucru. Al doilea lucru a fost slaba participare în discuții. Deci, întrebările pe care le-am pus, subiectele pe care le-am deschis, exemple pe care le-am dat, nu au avut un mare feedback din partea lui. Chiar dacă erau destul de evidente, clare, că evoluționismul nu are baze, nu are pe ce susține. el nu a dat niște argumente sau să încerce măcar uneori, pur și simplu era așa un fel de monolog, să zicem. Eu încercam să deschid o discuție și mai mult vorbeam singur și mi-am dat seama pe parcurs că nu are rost să insist, fiindcă el are viziunea sa, vrea să rămân în acea viziune și să-și continui viața așa cum a avut-o până acum. Bineînțeles că lucrul ăsta m-a întristat, fiindcă e pierderea lui în primul rând, fiindcă se automăgește cu o ideologie care nu are nicio bază de orice fel de logică, de știință, de absolut orice și vom analiza un pic mai încolo de ce anume nu are baze. Un detaliu pe care aș mai vrea să-l amintesc despre acea perioadă este că lucrul care care pe mine m-a deranjat cel mai mult în acea perioadă a fost muzica pe care el o asculta. Și nu numai muzica, dar și faptul că asculta aproape în continuu și din cauza asta a și fost ceva tensiune între noi, fiindcă eu aveam nevoie de momente de liniște, momente în care să mai, nu știu, să mă gândesc la ceva, să citesc ceva, să eventual să, nu știu, să vorbesc cu cineva la telefon sau orice și aproape permanent el dădea de drumul la muzică și nu doar pur și simplu la muzică, de de, ci dădea de în spațiu în care ne aflam noi, deci trebuia să ascult și eu. Rugăminte era, uite, ascultă și tu la căști, găsești o soluție nu de ce să mă aprobes pe mine. Răspunsul lui m-a făcut să meditez un pic la ideea pe care el a anunțat o și el a spus așa că pentru el liniștea este sinistră. Liniștea este sinistră, adică el nu poate suporta liniștea. Și m-am gândit la acest lucru, de ce nu poate suporta liniștea? De ce fiindcă în momentele de liniște Conștiința ta are ocazie să analizeze niște lucruri, să meditezi la viața ta, la de ce, cum, unde, încotro și niște lucruri fundamentale pe care conștiința le poate analiza. În momentul în care tu nu lași nicio secundă pentru astfel de momente de autoevaluare, autoanaliză, meditație, să zicem. Tu în continuu să bombardezi mintea cu muzică care trebuie să o practic, să o asculte, să o, o simte, să o prelucreze nu mai ai astfel de momente și practic ești într-o continuă stare de aceasta de auto amăgire și auto convingere că tu ești bine, că starea ta e ok și nu ai nevoie să te autoanalizezi, să te verifici cum stai și de ce stai așa, cum stai. Deci astea ar fi câteva idei care aș vrea să le concluzionez în urma Ocaziei acelei săptămâni pe care am petrecut-o cu acest băiat. Eu încă sper să mai am ocazie de discuție cu el și poate că și va reanaliza poziția, dar pentru timpul care a fost a fost așa cum vi l-am descris. În continuare, vă voi prezenta câteva argumente, voi încerca să mă rezum la trei, pe care le-am prezentat și acelui tânăr, legat de această tensiune între teoria evoluției și creaționism. Și anume, primul subiect pe care vreau să vi-l prezint este legat de principiile de bază ale termodinamicii. Sunt patru principii, principiul 0, principiul 1, principiul 2 și principiul 3. Noi ne vom ocupa doar de principiul al doilea al termodinamicii. Și ce spune acest principiu? Spune că toate sistemele fizice lăsate libere tind să devină dezordonate. Un alt termen asociat cu această a doua lege a termodinamicii sau al doilea principiu al termodinamicii este entropia. Entropia prezintă gradul de dezorganizare al unui sistem, și acest al doilea principiu al termodinamicii susține că. Entropia unui sistem tinde să crească sau, în cel mai fericit caz, se menține constantă. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că tot ce vedem noi în jurul nostru, tot ce există în Univers, tinde să se dezintegreze, să se strice, să se dezortoneze, să se distrugă, să moară și așa mai departe. Acest lucru îl vedem zi de zi în tot ce ne înconjoară, atunci când nu facem curat undeva, nu facem ordine, devine dezordonat, devine murdar. Când un obiect lăsăm prea mult într-un loc, de exemplu afară, tinde să se strice, să se putrizească și să, să fie aruncat. Chiar și persoanele vii, pe parcursul anilor, ce se întâmplă cu ele, îmbătrânesc și mor, dispar și se devin cenușe, devin țărână. Tot ce este în jurul nostru tinde să se dezintegreze. Chiar dacă principiul termodinamicii vorbește de sisteme închise, dar acest lucru este valabil și la sisteme deschise, atunci când nu se acționează din exterior într-un mod specific de a organiza materia, atunci orice forță care are acționat din exterior va duce la dezintegrare, la distrugere și la moarte și putrezire și așa mai departe. Aici este interesant că teoria evoluției contrazice acest principiu al termodinamicii și nu putem să ne jucăm cu așa ceva. De exemplu, Albert Einstein a spus că principiile termodinamicii reprezintă legile primordiale ale tuturor științelor. Deci așa ceva nu se poate încălca decât în mod supranatural. Da, pentru Dumnezeu e posibil să depășească orice lege, dar trebuie să ținem cont că teoria evoluției și materialismul nu acceptă nimic supranatural. Deci, dacă nu acceptăm nimic supranatural, atunci trebuie să ne aliniem cu aceste legi ale fizicii, care sunt legile de bază a tuturor științelor. Deci, a susține prin teoria evoluției că lucrurile au mers exact invers Adică, pe parcursul a miliarde de ani, s-au organizat, s-au adunat, s-au așezat într-o formă mai bună cu trecerea timpului, este exact a contrazice a doua lege a termodinamicii, și acest lucru este imposibil. Au fost mulți oameni de știință care au confirmat acest aspect, că, pe baza celei de-a doua lege a termodinamicii, teoria evoluției este total neștiințifică nu se poate realiza. Tot ce există în jurul nostru tinde să se dezintegreze. Nu ai cum din, din nimic sau din substanțe, să zicem, inerte să se organizeze totul și să devină ceva viu, să apoi să să crească în complexitate și așa mai departe. Deci așa ceva este imposibil din punct de vedere științific. Ok, acesta este un prim aspect de ce teoria evoluției este complet neștiințific. Un al doilea aspect pe care aș vrea să-l discutăm este legat de așa zisele verigi lipsă din arborele evoluționist, prin care se presupune că au evoluat speciile și, de fapt, materia vie a apărut din acea supă proteică și apoi s-a dezvoltat, a crescut în complexitate și s-au format toate speciile pe care le știm noi, inclusiv omul și așa mai departe. Darwin a formulat această poveste, să zicem, că este, nu este știință, este o ipoteză, se spune teoria evoluționistă. Dar, în primul rând, trebuie să facem diferență între teorie și știință propriu-zisă, fiindcă știința este ceva empiric, ceva ce se poate demonstra sau dovedi prin diverse uh, lucruri concrete, iar o teorie este o poveste. Nu? Inventez o poveste și o consider că ar avea valoare științific. Cam asta este teoria evoluționistă. Dar, ea nu stă în picioare, fiindcă Darwin a spus că, pe parcursul anilor, se vor descoperi acele fosile, acele schelete, care vor face legătura între specii și se va vedea clar cum de la o, o să zicem, acea celulă primară care s-a format, apoi s-au format micile organisme, bacterii, eu știu, insecte și așa mai departe și s-au dezvoltat treptat, treptat pe la ceea ce cunoaștem noi acum, mamifere, păsări și oameni. E, acest lucru nu s-a întâmplat. Au trecut de atunci mai mult de 150 de ani de, de la teoria lui Darwin și nu s-au descoperit, nu că toate verigele lipsă, nu s-a descoperit nici o verigă lipsă. În momentul în care cineva vă spune că s-ar fi descoperit ceva între maimuță și om. Dacă luați toate acele așa zise descoperi și le analizați unul câte unul, veți vedea că multe din ele sunt falsuri și multe nu au nicio legătură cu verigile lipsă, aparțin sau de maimuțe sau uh, aparțin de oameni. Nu sunt verigi între cele două specii. Iar acest lucru, în mod clar, anulează complet această poveste sau teorie evoluționistă. Deci, odată ce noi nu avem nimic între Specii. Avem specii în mod concret, separat, fiecare specie la locul ei și nu avem nimic între ele. E clar că n-a fost nicio formă de evoluție între specii, deci asta este la mintea copilului. Bineînțeles că evoluționiștii au căutat diverse metode să scape de acest argument absolut clar și au inventat sub refugii. A apărut așa zisă idee de explozie cambriană. Probabil unii dintre noi s-ați auzit de această expresie, fiindcă nu au găsit scheletele care se arată transformarea treptată, au inventat la fel că în o anumită perioadă de timp, în era cambriană, au apărut deodată, așa, toate speciile deodată. Adică până atunci n-a fost nimic și deodată au apărut toate. Asta mi îmi sună mai simplu, a creației, dar N-a fost nicio explozie cambriană, n-a fost nimic până la un moment dat și, la un moment dat, Dumnezeu a creat în șase zile tot ce vedem noi în jurul nostru. Asta este foarte clar și verificabil în ceea ce înseamnă fosile și săbături arheologice. Și s-au invitat și alte teorii, dar nu le mai luăm pe toate, oricum nimic nu are baze științifice, sunt încercări pur și simplu de a fugi de acest argument, destul de clar, al lipsei de fosile care să confirme teoria. Vom mai discuta un singur argument, fiindcă consider că sunt suficiente și nu vreau să luăm acum ore în șir să discutăm despre asta, fiindcă am putea să stăm ore în șir să luăm fiecare argument evoluționist sau opinii sau povestioară evoluționistă și să vedem că nu are nicio, nicio bază științifică. Deci al treilea aspect pe care vreau să l discutăm un pic este designul inteligent sau planul inteligent. La ce se referă acest lucru? Este ceva pe care putem să-l descrim în felul următor. În momentul în care tu te plimbi pe o plajă pustie și găsești jos un ceas, e acel ceas și întrebarea ar fi acest ceas de unde a apărut aici? fiindcă tu în jurul ceasului nu vezi urme, nu vezi nimic, dovezi că ar fi cineva pe acolo. Lucrul absolut evident și clar la mintea oricărui copil, că acel ceas a fost conceput de o minte inteligentă care a proiectat construcția ceasului și proiectul a fost dat către o fabrică unde s-a confecționat sau confecționat piesele, s-au asamblat și apoi s-a transmis către un magazin care l-a vândut și așa mai departe. Oricum a fost un ciclu de câțiva pași ca, care au necesitat intervenția inteligenței umane de a proiecta acel ceas și de a-l construi și apoi de a-l vinde. În momentul în care tu vezi astfel de lucruri, ceasul este un exemplu, alt exemplu nu știu, poate fi o, orice alt lucru care necesită inteligență superioară, de exemplu, ești pe o insulă pustie, și nu știi dacă există acolo sau nu există om, prezența omului, și la un moment dat te plimbi și găsești o casă. Da? Dacă vezi o casă construită frumos, cu acoperiș, cu gard, cu ușă, cu ferestre, va fi absolut clar că acolo a fost. Nu, știu, nu ești sigur dacă este acum, dar cel puțin a fost cândva un om care a construit acea casă. Și e posibil să fie și acum pe undeva, da? Dacă, să zicem, merge într-o pe o altă insulă pustie și undeva găsește o bicicletă, da? O bicicletă sau o un tractoraș agricol sau o mașinărie oarecare. Este evident că acel obiect, bicicletă, tractoraș, mașinărie agricolă sau mașină, orice ar fi ea, este produsul inteligenței omului care a proiectat acel lucru, l-a construit și apoi l-a vândut. Ei, acestea sunt câteva exemple foarte simpliste. Nu poți să, să zici că ceasul sau casa sau mașina sau bicicleta au fost rezultatul unor explozii vulcanice, unor uh, nu știu, combinații aleatorii și întâmplătoare în, din natură, cum a căzut Grindina, cum a căzut, nu știu, a curs lava, a explodat ceva acolo și s-a format. Este absolut absurd. Deci nu se poate accepta așa ceva. Sunt multe exemple, nu intrăm în detalii, cred că ați înțeles la ce mă refer. În momentul în care vorbim de lumea vegetală și lumea animală, chiar și de la nivelul cel mai elementar, de organisme unicelulare, acestea au o complexitate extrem, extrem de mare, pe care, care nu se cunoștea încă pe timpul lui Darwin. Ei credeau că celula este așa, un... Amestec de ceva acolo, niște proteine, și asta e tot. În prezent se cunoaște că chiar și o celulă, dacă ai luat-o, este un întreg oraș acolo. Sunt fabrici care funcționează și creează uh, sute de substanțe pe, pe secundă, și totul merge pur și simplu automatizat, adică este o tehnologie extrem de avansată. În momentul în care vezi așa ceva la nivel celular, la nivel de organisme, da? complexitatea animalelor, cum, cum ele sunt compuse, toate structurile lor, mușchii, scheletul, organele, ochiul, complexitatea ochiului este fenomenală. Când vezi astfel de lucruri, este absolut evident că ele n-aveau cum să apară așa din întâmplare, prin niște combinații întâmplătoare. Este, este o intervenție inteligentă. Cineva a proiectat aceste lucruri, apoi le-a realizat, le-a făcut, și ele în prezent există. Nu se poate altfel explica. Aceasta înseamnă designul inteligent. Și în această categorie pot să mai adaug un aspect, și anume cel al informației. Este un pic diferit de designul inteligent, dar tot arată prezența unei inteligențe care a transmis niște informații. Și aici sunt multe exemple, unul ar fi cel al ADN-ului. Deci, ADN-ul uman s-a decodificat uh, acum 10-20 de ani, în urmă. Și s-a calculat numărul de nucleotide care alcătuiesc acest ADN uman, și este în jur de 3 miliarde 200 care sunt ca niște litere într-o carte care formează o carte. Și prin aceste gene ale omului sunt transmise informații de la o generație la alta cu privire la. Toate caracteristicile și funcțiile organelor din corpul uman. Putem să comparăm aceste informații din ADN-ul uman cu uh, niște cărți și să vedem câte cărți obținem. Deci, dacă avem 3 miliarde 200 de componente de cărămizi sau de litere ale acestor cărți și facem o conversie a numărului de litere în pagini, obținem 4.787.000 de pagini A5, care ar fi echivalentul uh, unor pagine de carte, da? Pagini de carte A5, format A5, sunt 4.787.000 de pagini. Uh, considerând că o carte în mediu are 300 de de pagini, atunci împărțim uh, această valoare și obținem aproximativ 16.000 de cărți de câte 300 de pagini. Dacă am citi o carte pe săptămână, ne-ar trebui peste 300 de ani ca să citim cele 16.000 de cărți. Deci este o bibliotecă mare plină cu cărți. Și această bibliotecă mare plină cu cărți, cu informații, se află în fiecare om. Deci fiecare om conține în genele sale această cantitate imensă de informații care echivalează cu 16.000 de cărți de câte 300 de pagini, format A5, da? E ca să consideri că aceste informații s-au format singure, au apărut singure, este la fel o absurditate, fiindcă orice informație există în lumea aceasta, dacă o găsești undeva, este clar că a fost scrisă, transmisă de către o inteligență, de către o ființă inteligentă care le-a trecut acolo, fiindcă informațiile sunt codificate, deci este, nu este ceva foarte simplu, este practic ca un cifru, deci o informație care are o anumită logică pe care, care încă nici nu s-a descoperit până la final. Deci în prezent știința lucrează pe acest aspect, dar nu s-au descoperit toate semnificațiile combinațiilor acestor gene. Și dacă ai găsit, de exemplu, o carte groasă, de 3 să zicem, o singură carte, de 300 de pagini, undeva aruncată în pădure, poți să crezi că acea carte... Este rezultatul unor evenimente naturale, unor intemperii care s-au întâmplat, potop, foc, nu știu, fulgere, orice, adică poți să crezi așa ceva, sau să zicem că ai toate componentele necesare, ești la o tipografie da, în care ai cerneală, ai hârtie, ai tot ce trebuie, ai lipici și pui o bomba acolo și o detonezi. Poți să speri ca în urma detonării tale să rezulte o carte de 300 de pagini scrisă despre orice subiect dorești? Adică nu ai cum. Legea probabilităților confirmă că există un anumit grad de probabilitate când se pot realiza anumite lucruri, când se depășește acel grad. Evenimentul este imposibil. Deci noi aici vorbim de ceva care depășește cu mult gradul acela de probabilitate. Deci nu putem vorbi că s-ar putea întâmpla așa ceva, iar aici nu avem o singură carte, avem 16.000 de cărți în fiecare persoană. Și la fel există ADN în toate ființele vii, da? în fiecare animal, în fiecare plantă, există ADN-ul său. Deci noi vorbim de niște informații transmise de undeva din trecut, ele au ajuns până la noi. Cine le-a conceput? Cine le-a scris cărțile acelea din ADN-ul omului, din ADN-ul animalului? Fiindcă ele nu aveau cum să apară zeci de mii de cărți, să apară așa la întâmplare scrise. Da? Deci sunt uh, foarte multe informații, și sursa unei informații logice și extrem de importante, fiindcă acolo sunt instrucțiuni date cum se face reacția cu tare, când se face, când nu se face, în ce mediu și așa mai departe. Sunt informații foarte multe, deci acesta este o tehnologie la care noi încă nu am ajuns, noi încă suntem departe să înțelegem toate funcțiile ADN-ului. Deci este o tehnologie de mare vârf de ceva care ne depășește și să crezi că așa ceva este produsul întâmplării, este pur și simplu bizar, este copilăresc, este absurd și imposibil. Deci, nu are cum informația să fie transmisă, să apară din nimic, adică nu are nu cum să găsești cărți așa care să apară singure, să se scrie singure. Și este evident că nu are cum să apară ADN-ul și informațiile care le conține să apară singur din, prin reacții aleatorii și întâmplătoare. Cam acestea ar fi lucrurile pe care am vrut să vă le, să vi le spun legat de doar trei argumente am discutat astăzi, da? legea a doua termodinamicii sau principiul al doilea termodinamicii, verigile lipsă din, așa zisul, arbore evolutiv și principiul acesta al designului inteligent. Aș vrea să mai completez cu câteva idei legate de ce se întâmplă în lumea științific. Voi face referință de asemenea la câteva persoane. Vă recomand să căutați și să urmăriți un documentar al cărui titlu este Expelled, No Intelligence Allowed. În traducere ar însemna Exmatriculat, două puncte, nu este acceptată nici o inteligență. Este un documentar impresionant despre modul cum se comportă știința, așa zisa știință, de la mai multe universități și instituții care se ocupă cu știința, cum se comporte cu persoanele, cu oamenii de știință care îndrăznesc doar să amintească sau să facă referire la termenul de design inteligent și sunt practic exmatriculați, da? sunt dați afară din sistemul științific, fiindcă în fața acestui argument nu există niciun contraargument și atunci teoriei evoluției nefiind, ne, neputând să se apere, procedura ei este una, una din aceasta agresivă de contraatac. Deci ea nu are argumente și ce face contraatac, de afară, pentru a-și menține statutul ei, practic, ideologia ei de, în care, la care ține cu orice preț. Deci este un documentar pe care îl recomand. La fel vă recomand să căutați și să urmăriți tot ce găsiți prezentat de către Kent Hovind. Mi-a plăcut acest prezentator foarte mult. El a umblat prin toată lumea și a prezentat seminarii despre evoluție vis-a-vis -vis creație, deci el este practic creaționist și prezintă argumentele creaționiste în raport cu teoria evoluției. Este fenomenal omul acesta, este fenomenal, a avut multe dezbateri cu susținători ai teoriei evoluției, cu profesori universitari și așa mai departe și puteți urmări și dezbaterile lui și în fața lui nu rezistă absolut nimeni adică are modul lui de prezentare și argumentele pe care le prezintă sunt absolut copleșitoare și să zicem așa, i-a făcut praf pe toți cei mai buni evoluționiști care există în lumea noastră. Unii evoluționiști nici nu au acceptat să vină la dezbateri cu el, fiindcă știau că nu au cu ce să facă față. Îmi aduc aminte de cazuri în care chiar le s-a oferit o plată, le s-a plătit unor și hai veniți, uite vă plătim pentru timpul acordat, numai veniți și discutați cu acest om să vedem ce argumente aveți și n-au vrut, au refuzat fiindcă nu au argumente. Din cei care au acceptat, găsiți pe internet o parte din acele dezbateri și puteți să le urmăriți ca să vedeți opiniile și unora și altora, și să vedeți ce greutate au argumentele unora și ce greutate au argumentele lui Kent Hoven. Adică diferența este atât de mare încât acest lucru este perceput de public și veți vedea cu ce entuziasm este aplaudat, fiindcă este clar că. Argumentele lui sunt superioare oricărei teorii și povești a teoriei evoluției. Și care a fost reacția care s-a manifestat față de Kent Hovind? Ei s-au inventat niște motive pentru a fi băgat la închisoare. Prin 2007-2008 a fost băgat la închisoare și a stat acolo aproape 10 ani ca să scape de el, fiindcă e făcea prea multă prea multe valuri în jurul lui. După aceea a fost eliberat și am aflat că anul acesta, în luna februarie 2023, au fost închise canalele lui de YouTube. Avea două canale de YouTube cu foarte multe prezentări, seminarii și dezbateri pe aceste subiecte și au fost complet șterse de pe internet. Ca să vedeți cum, cum reacționează comunitatea, să zicem, științifică ateistă față de argumentele creaționiste. Da? Deci neavând cu ce să contraargumenteze, pur și simplu blochează, șterge, elimină, cenzurează, face orice altceva numai să rămână ei singurii cu teoria lor. V-aș mai recomanda să căutați și să urmăriți prezentările profesorului Walter Veit și în mod special experiența transformării sau convertirii lui de la evoluționist, profesor evoluționist, la susținător al creaționismului. Este o experiență impresionantă, el fiind profesor universitar și susținător apric al teoriei evoluției și cum a ajuns el să treacă de partea creaționistă. Da, este o experiență foarte interesantă și vă recomand să o urmăriți. La fel, vă recomand să urmăriți prezentările geologului român Emil Silvestru. Sunt de înaltă calitate științifică, cu multe argumente de actualitate pe acest subiect și să vedeți că la fel teoria evoluției dispare pur și simplu în fața dovezilor științifice care apar pe măsură ce trece timpul din ce în ce mai multe. La fel vă mai recomand, există multe cărți scrise pe acest subiect, o carte subțirică de 166 de pagini, pe care am citit-o recent și vă recomand, este scrisă de Lucian Cristescu și Florin Ghețu, se numește Evoluționismul la bară, mărturii din culise. Ce mi-a plăcut la această carte este că 94% din toate Citatele din această carte aparțin oamenilor de știință cu viziune evoluționistă. Este foarte interesant. Deci, practic, din propriile lor cuvinte putem să ajungem la niște concluzii destul de clare că teoria evoluției nu are nicio bază logică și științifică și de orice fel ar fi. Cam atât am vrut să vă spun pentru astăzi. Sper să vă fie de folos și până data viitoare, numai bine!